de servicii. Mai trebuie băgat niște silicon și ăla s-a terminat. Și la stadiu 29 cu s-a terminat. O zis el că n-are ce toată, da? O zis că mai mergem așa. Sunt reprezentantul prefectului la ședința de constituire a Consiliului Local al Comunei Helegiu. Voi da citire ordinului prefectului 155 din 27 iunie 2016, prin care se dispune a doua convocare a consilierilor locali declarați aleși la alegerilor locale din data din 5 iunie 2016, în ședința de constituire a Consiliului Local a Comunei Helegiu pentru miercuri data de 29.06 ora 11. Ședința de constituire va avea următoarea ordine de zi. 1. Alegerea comisiei de validare. 2. Validarea mandatelor consilierilor locali declarați aleși la alegerile din data din 5 iunie 2016. 3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate. 4. Alegerea președintelui de ședință. 5. Prezentarea validării alegerii primarului. 6. Depunerea jurământului de către primar. 7. Alegerea viceprimarului. 8. Organizarea comisiilor de specialitate a Consiliului Local. Voi da cuvântul reprezentantul în cadrul Consiliului Local, președintele de ședință, cel mai în vârstă, care va fi consiliat de doi consilieri cel mai tine. Vă rog să vă ridicați, să spuneți cum vorbiți și cum... Mulțumesc, domnule consilier. Consilier. Am trecut. Asta o să mai luăm.
de validare. Potrivit prevederilor la articolul 31 alineatul 2 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, consiliul local are prin un vot deschis dintre membrii lor pentru întreaga durată a mandatului. O comisie de validare alăturată din 3-5 consilii locale. Alegerea membrilor comisiei se face individual prin votul deschis al majorității consilierilor prezenți. Prezent. Articolul 4, alineatul 3, din 2002, aprobat din legea 673/2002. Având în vedere numărul de consilieri al Consiliului nostru de 3, propun ca în comisie de validare să alegem un număr de 3 sau 5 consilieri. 3 consilieri locali. Cine este pentru? 3 consilieri locali pentru comisia de validare, da? Să faceți și propunere, vă rog. Da. 3 consilieri locali pentru comisia de validare. PSD. Domnul Mântălina Ion. Două care e lume. Arde. Sustanțele. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine s-a abținut? Din comisia dumneavoastră de validare, vă rog vă alegeți între dumneavoastră dintre primii trei, un președinte și un secretar. Președintele va veni și va spune rezultatul validării consilierilor în plenul ședință după ce se retrage să studieze dosarele, da? E vorba de câteva cuvinte, s-a constituit, s-a făcut validat, da? Deci vă alegeți între dumneavoastră și desemnați să vă spuneți președinte și președinte. Doamna președinte, doamna Staciu, doamna Staciu. Acum comisia de validare se retrage cu doamna secretar în vederea verificării dosarelor, da? S-a făcut precizarea că invitați la ședința noastră sunt doamna Tudorița Lungu și domnul Claudiu Năstase din partea Partidului Național Liberal. Domnul Ion.
Voi continua la, la supunerea la vot al fetului consilier în parte, al cărui invalidare, da, mai departe? Invalidate mandatul. Invalidate, invalidate mandatul. Consilier, care reprezintă mai mult, din două treimi, din numărul total al consilier. Consiliul local este legal, constituit și a adoptat astfel de cea de-a doua hotărâre a sa, hotărârea numărul 2. Deci, s-a adoptat hotărârea privind constituirea Consiliului Local acum ele. În ordine alfabetică vor depune jurăminte consilierii. Domnul Andrei Nicolae, vă rog să ridicați-vă în picioare pentru depunerea jurămintelor. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Heligiu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele și binele locuitorilor comunei Heligiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Heligiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Un singur șase să faceți copila acum. Coman Elena. Și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Heligiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Heligiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Grup Valeriu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Heligiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Heligiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
la grădina Ion. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur, așa să ne ajute Dumnezeu. Oprea, Sorin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Prețul Ștefan. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Jur. Tanciu Elena. Și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Helegiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ușor. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Numărul 3. Cine este pentru?
Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? După adoptarea hotărârii, nu? În conformitate cu dispoziția articolului 35 al 1 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, Consiliul Local constituit alege cu majoritatea consilierilor în funcție pentru o perioadă de cel mult 3 luni. Deci se alege președintele de ședință, da? Da. Vă rog să faceți propune. Stau și ele. A doua propunere? Bodea. Bodea. Mai este o propunere? Stanciu. Haideți să votăm pentru doamna Stanciu, da? Da. Rog numărați. Ce ești mai? Da. Deci doamna Stanciu. Doamna, invităm pe doamna Stanciu. Să conducă ședința. Da, mai copii, că e locul doamna Stanciu. Trei luni de bine asigurat. Dar știi că în politică unul vorbește că unul și ăla pe niște ani. Așa e bun. Dar spuneți că ne-ai încălzit. Da. Nu de treabă, nu de treabă. Nu de treabă. Spuneți din urmă ce faci, tot de veci. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc pentru încrederea acordată și vă asigur că voi conduce lucrările ședinței noastre în conformitate cu legea. Cine este pentru? Da, nu mai era. Prezentarea validării alegerii primarului. Rog pe domnul Ienea Ciprian. Doamna prezentată prefectului. Reprezentanta prefectului. Să ne prezinte încheierea pronunțată în dosar, prin care s-a validat alegerea domnului Ienea Ciprian la funcția de primar al comunei Mileniu. Da. Ok. În baza sentinței civile numărul 1676, pronunțată în ședința din data din 24.06.2016, în dosarul 3422/270/2016 al judecătoriei Ponești, se admite propunerea biroului electoral de circunscripție electorală numărul 40 a Comunei Heleciu, județul Bacău. Se validează alegerea domnului Ienea Nicu Ciprian în funcția de primar a Comunei Heleciu, județul Bacău. Definitivă. Să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor Heleciu. Așa să mă ajute Dumnezeu. Ienea Ciprian, cu ocazia validării alegerii sale în funcția de primar al localității și îi dorim succese în exercitarea mandatului încredințat de alegători. În urma depunerii jurământului, declar învestit în funcția de primar pe domnul Ienea Ciprian și îi adresez sincere felicitări și putere de muncă pentru a-și onora potrivit cu jurământul mandatul încredințat pe viitor. Dacă pot spun și eu doar două cuvinte, da. Știu că suntem întârzieri, dar mi-aș dori să adresez și eu colegilor mei de acum, consilieri, aici și noi. Felicitări, un mandat liniștit, plin de realizări. Sperăm să ștergem cu vreodată, să uităm tot ce vă spun acum în campanie. A fost o campanie, așa cum se face o campanie, zic eu, că nu se poate altfel, ca și într-o luptă, între dictatorii și apoi să alege câștigătorul. Găsiți în mine totdeauna un sprijin, ca și până acum. Mă puteți găsi la primărie în orice moment al să duci o atmă alegit în 8 ani de zile și nu veți acum încolo. Mi-aș dori să alegeți așa cum trebuie la punctul celălalt, care e un punct destul de important și fiecare dintre noi suntem, cum să spun, așa, stresați.
ceea ce se va întâmpla. N-ai rost să vorbesc mai mult. Eu de obicei compar primăria cu o familie. Dacă într-o familie soțul, soția nu se înțelege, treaba nu merge cum ar trebui să meargă. Alegeți să cutreți dumneavoastră și gândiți-vă că a jurat pentru bine locuitorului de legiu. Vă mulțumesc frumos! Conformitate cu prevederile articolului 56 alineatul 3 din legea 215 pe 2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată, una din atribuțiile consilierilor locali este aceea de a alege viceprimarul. Viceprimarul își păstrează statutul de consilier local fără a beneficia de indemnizația aferentă, conform articolului 57 alineatul 7 din legea 215 pe 2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată. Viceprimarul se alege prin vot secret, conform articolului 11 din ordonanța Guvernului numărul 35 pe 2002, aprobată prin legea numărul 673-2002, pe bază de buletin de vot. Se arată buletinul de vot. Propunerile dumneavoastră vor fi înscrise în buletinul de vot, după care fiecare își va exercita votul secret prin înscrierea cuvântului da în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pe care îl preferați. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către oricare din... dintre consilierii sau de grupurile de consilieri, conform articolului 11 alineatul 2 din ordonanța Guvernului numărul 35 pe anul 2002, aprobată prin legea numărul 673 pe 2002. După exercitarea votului, buletinul se împăturește și se introduce în urnă. Va fi declarat ales ca viceprimar consilierul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție, articolul 11 alineatul 5 din ordonanța guvernamentală numărul 35 pe 2002, aprobată prin legea numărul 673 pe 2002. În situația în care nu se va întruni această majoritate, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care vor participa candidații aflați pe primele două locuri și va fi declarat ales consilierul care a întrunit cel mai mare număr de voturi. Supunem la vot. Nu, vă rog să mai departe? Vă rog să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar. Grup Valeriu Drag. Mai Mai departe, mai sunt propuneri? Până doamna secretar va scrie buletinele de vot, veți desemna doi consilieri care vor proceda la numărarea voturilor și deschiderea buletinelor în fața dumneavoastră, da? Doi consilieri. Nu e candidat. Nu poate. Așa, auziți. Coman Elena. Și Dați-mi cu cuvântul da în dreptul candidatului pe care îl doriți. Împăturiți, vor ieși afară, nu? Da, pentru că este vot secret. Vă rog, ieși în ordinea de prezență, dar nu asta se va vedea. Cum e? Bodea Constantin. Nu vă întâlnesc cu colegul. Bine. Între timp cât... Dar putem vota cu o formă. Exact. Mai bine. Și mai bine așa. Ieșiri aici. Ieșiri. Ieșiri.
Pe poți să-ți mă mai nu. Corica, nu simți? Corica, ai trebuit. O iau scris așa.
6, 7, 8,
Asta vă rog frumos să-i puneți așa.
grup. Oricum celelalte sunt în format albinețe. Nu, nu, domnul Andrei, cum nu? Lăsați-te acolo. Nu scrieți anul la tine. Domnul Stoicane.
doctor Valiner. Nu vă mai știu. Nu vă mai știu. Nu vă mai știu. Nu Nu s-a terminat, domnul Zărnescu, și s-a terminat. Veniți încoace. Vedeți acolo.
comisiilor de specialitate a Consiliului Local și citiți cele trei componente vă citesc că comisiile care vor funcționa în cadrul Consiliului Local. Comisia pentru programele de dezvoltare economică, socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii, comerț și turism. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniște publice și a drepturilor și drepturilor cetățenilor. Și Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și agrement. Sunteți de acord cu denumirea celor trei comisii? Sunteți de acord cu denumirea celor trei comisii? Cum au fost citite? Doamna consilier? Sunteți de acord cu... Da? Nu, nu, păi vă rog, vă rog frumos, da? Haideți, odată, ca să, ca să putem să... Haideți, vă rog să faceți propuneri pentru Comisia de Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrare, Domeniului Public și care sunt membrii? 3, 5, 3. 5, 5, 5. 5, 5, 5, da. Deci câte 5 membri pentru fiecare comisie. Prima comisie este Comisia de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, așa. Spuneți-mi 5 oameni. Fiind 15, veți intra toți în câte o comisie. Dar dumneavoastră vă știți exact că fiecare ce studii aveți, pe ce sunteți studii asupriți, ca să puteți... Deci nominalizați 5 oameni pentru Comisia de Economică. Economică. Tu doar Valeriu. Eu, Valeriu. Stați așa. Nu, nu ai așa. La buget. Așa. E deci tu mașină. Așa. Magdalena Ion. Așa. Toica. Toica. Așa. Și încă unul. Stanciu. Și Stanciu. Sau cine? Mai. Hai să le echilibrăm un pic. Haideți să încercați un... Haideți să le echilibrăm. Da, nu așa. Da, vor fi pe celelalte, mai avea cine să facă... Proiect. Da, nu. Alte detalii, doamna secretar. Deci eu zic să avem oameni care au fost în Consiliu și oameni noi să le echilibrăm. Dar faceți cum considerați, eu așa am zis. Doamna secretar, întrebam locutul comisia. Păi e bani, de exemplu, cu ce finanță sau ce este? Păi asta este. 5 persoane. 5 persoane. Dar până eu pun președinte de la o parte. Sau până eu Stoica. Andrei, cum să le pun Stoica? Este cu domnul Stoica, vă rog să fiți atenți la propunere. Deci, la următoarea ședință, dintre dumneavoastră, vă veți alege un președinte și un secretar, iar restul trei vor fi membri, da? Nu. Deci, Andrei. Următorii 5, Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Liniștii Publice și Drepturile Cetățenilor. Deci, pe juridic. Vodă, Constantin. Zice, Crista Codrin. Cine mai este? Zărnescu? Zărnescu? Mai trebuie să doi. Pe juridic. Oprea, Sorin. Și mai e unul. Andrei. Nu. Andrei. Andrei. Coman Elena, da? Deci au rămas așa, Stanciu Elena. Da. Stanciu. Bulăiasa. Este urmă ce vezi ceilalți cinci. Codrin este sau Ștefan? Este. Da, Ștefan, da? Macovei? Macovei, exact. Deci s-au ales sănătate, învățământ. Și încă unul care a rămas. Și doamne. Vă dau citire încă o dată la, la componența comisiilor. Și vă rog, votați componența comisiilor, da? Da? Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe. Tudor Marinel, Grup Valeriu, Magdalena Ion, Stoica Anelu și Andrei Nicolae. Sunteți de acord cu componența acestei comisii? Vă rog, ridicați mâna. Comisia pentru Administrație Publică Locală, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice. Vodea Constantin, Cristea Codrin, Zărnescu Vasile, Oprea Sorin, Coman Elena. Comisia Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și Agrement. Stanciu Elena, Buleasa Elena, Prențu Ștefan, Macovei Mihaela, Vârlan Ion. La următoarea ședință vă veți alege
dintre dumneavoastră, puteți și acum să vă alegeți noi un președinte la fiecare, să le avem, că deja la următoarea ședință veți lucra pe comisie. Acum dați cuvântul persoanelor care vor să fie... Cine vrea să ia cuvântul, vă rugăm să, pe rând, la final, eu. Eu vreau în primul rând să vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată și sper să fie o conlucrare fructuoasă, bună, timp de cât vom fi împreună și ce să zic, mulțumesc în primul rând doamnei Elena Stanciu care m-a ambiționat să intru în politică. Îi mulțumesc domnului Ciprian că a acceptat să mă... Domnului primar, da. Că a acceptat să mă pună pe lista dumneavoastră și a avut încredere în mine. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată. Cam atât. M-a scăpat curioasă, domnul viceprimar, care este motivul care v-a funcționat să intrați în politică? Nu este, nu sunt misogin deloc. O să vă spun de ce e vorba, de ce te rog. Mulțumesc. Mai este cineva care vrea să ia cuvântul? Ok. În încheiere, vă doresc succes, spor la lucru, să vă înțelegeți și nu uitați ați venit în calitate de consilier pentru această comună și considerați-o ca și cum ar fi grădina dumneavoastră, casa dumneavoastră, lăsați deoparte tot ce se întâmplă. Aici sunteți totul pentru comună în care sunteți și dumneavoastră. Și vă declar sincer, și eu una dintre aceste la comună, timp sunt de aici, din comună. De asta am și fost puțin mai emoționată, pentru că mă leagă aceste meleaguri. Și aș vrea să aud de aici, de la dumneavoastră, de la Helegiu, că vă înțelegeți. Și chiar m-ar bucura, oricând aveți nevoie, solicitați sprijinul consilierilor juridici din cadrul verificării legalității actelor, oricând aveți probleme de legalitate, întrebați înainte de curs unui act și vă stăm la dispoziție. Succes și felicitări încă o dată! Mulțumesc. Eu vă mulțumesc tuturor pentru participare. Felicit câștigătorul. Vă doresc succes tuturor. Și îmi declar ședința încheiată. Toți suntem câștigători. Da.